Bună dimineața, lume, și bine m-am găsit la un nou episod. Bă, în episodul de azi am vrut să vin, să dau o mâncare la animale și chestii pe aici prin fermă. Și când am trecut din curtea de sus în curtea de jos să vină la porci, am văzut acolo poliția. Poliția cu girofare. Abar nu am. Așa că am zis că mă duc acum până acolo să vedem care-i treaba. Bă, am auzit de aici la vecinul ăsta că... Și că... Ia, îți dă o mașină de poliție, o zic că e primarul pe aici. Și e scandal între vecina de la care am cumpărat găinile și primar. Ia, hai să vedem. Hai, noroc, noroc. Bă, ce au făcut ăștia aici, mă? Ce, asta e semn de giratoriu, cedează. Ce au pus aici? Asta e o mașină de poliție. Ia uite, mă, ce fac ăștia aici, mă? Uite, acolo e primarul cu vecina. Ia ui, mă, ce e aici? Uite, ăla face poze, filmează, ce face? Bă, ăsta-i face giratoriu în curte la vecina, mă. Ia uite, ăsta e șeful de la poliție, hai să-l întreb pe el. Hai, noroc, domnul, trăiți. Care-i treaba pe aici? Deci, scandal că face giratoriu în curte, păi de-a care-i... Cum să facă primarul giratoriu în curte aici la doamna, pe dacă e proprietate privată? A, ce că e a lui? Da, chiar nu știu. Giratoriu în fața casei aici, na, nici mie nu mi-ar plăcea. Ia uite, mă, ce au făcut ăștia aici. Dacă aici tot, na, aici se termină strada și toate mașinile care veneau se întorceau aici. Cred că acum... Păi primarul să facă aici un giratoriu, dar ce bolovan, uite aici în fața casei, mă. Îi pune sub geam giratoriu. Ia uite, mă, ce aici. De acolo vorbește vecina cu primarul, dar nu mă duc, nu mă bag peste ei. Na, mă gândesc așa, acum e temporar, că... Na, nu rămâne, cred că așa. Da, ciudat, ciudat. Ia uite aici, mașini de poliție, ce au ăștia. Da. Dată treaba. Bă, dar cum să-i facă giratoriu în curte, mă? Nici mie nu mi-ar conveni. Îți dai seama, să nu poți să ai tu curte aici în fața la casă, că vin mașinile să-ți întoarcă pe aici. Ia uite, că și iarba, cum mi s-a stricat pe aici, cum se tot întorceau mașinile. Bă, asta e nașpa tare. Nu știu cum o scoate la final cu primarul, dar... Nu-i prea bine. Ia uite, au pus pe aici semn deja. A bine, e de asta provizoriu. Ia, și în partea au pus. Hai să ne uităm. Da, uite și acolo ăla. Uite acolo. Ce semn? Și acolo e ceva la parc. Ia uite și primarul ăsta ce mașină are. Au bani ăștia. Ia uite, aici au pus giratoriu. Bă, ești nebun ce-o făcut pe aici. Na, buldo, mașini noi, na, primarul e primar, are bani. Da, cred că am să plec acum, îi lăs întreaba lor să văd, sunt curios ce se întâmplă, să vin mai târziu să văd dacă pleacă, dacă vorbesc cu vecina, să văd ce zice. Până atunci, na, eu mă duc să dau mâncare la animale, cum de dimineață, că asta am vrut să fac, în primul rând, dar am văzut aici, când am trecut pe aici strada, să mă duc jos, am dat așa, m-am uitat în dreapta, bă, mașina de poliție. Să mă duc să văd care-i treaba pe acolo. Hai să vedem să dăm niște mâncare la porci aici. Ia uitați aici balotiera asta nouă, UTB-ul. Na, UTB-ul ăsta își face treaba, vei cum el, dar... Hai să vedem. Să luăm o labă de aici. Nu știu dacă să le pun și la porci. La porci le-aș pune niște paie. Ia să vedem. Bă, că mai au, da. Uite și mâncare, da, hai să le bag 2-3 baluți de paie de aici. Uite așa. Bun, mai luăm unul. Hai să luăm pe ăsta de sus. Uite așa. Bun, ajunge mâncare, au puțin acolo. Hai să închid ușa asta, că nu se știe cum vine unul pe aici, prin spate și îmi fură ceva pe aici. Hai să mergem acum în curtea de sus, să
Dăm acolo la văcuțe, că la văcuțe chiar nu am mâncare. Uite așa frumos. Da, bă, sincer, nici mie nu mi-ar conveni să facă un girator aici, în mijlocul drumului, chiar la ieșire din curte. N-aș lea, e chiar în față, în fața casei. Da, ciudată treaba, dar ci că aparține de primărie pământul acolo, zice că e pământul ei. Chiar nu mai înțeleg care e faza. Hai să mergem. Am doi saci din aia mari de mâncare pentru vaci aici. Ea, nu știu, a vorbit bunicul cu cineva și a dus. Eu eram plecat de acasă. Ia uite aici, da. Doi saci, frumos. Hai să luăm așa. Și să le punem aici puține mâncărică, că nu prea au săracile. Hai să vedem. Nu cred că e prea bine, stai așa că vin să îl iau. L-am golit. L-am golit prea bine. Op, op. Încape roaba asta pe aici. Ușor. Dă-te, dă-te vaco. Hai să vedem. Uite așa. Dar nu prea pot să pun. Da, nu prea pot cu roaba asta. Hai să ieșim pe aici, uite așa. Să fug să aduc roaba aia de jos. Hai să băgăm pe asta aici. Cu asta nu pot. Nu știu, nu pot să descarc acolo. Hai că fug să aduc pe aia. Ia uitați și remorca asta nouă. Dar cred că am să o vând, sau chiar nu știu, pentru că e foarte grea. Bă, și nu stă pe loc unde o pun. Numai dacă e foarte drept loc. Uitați cum e acolo, e foarte drept. Bă, și m-am chinuit în toată ferma să găsesc un loc unde să o pun. Și numai acolo am putut. Hai că iau eu roaba asta, uite așa cu mâna. Și fug să o duc. A, dar e cam greu, hai că o duc. O duc, mergem așa. Deci, e foarte grea remorca și nu stă niciunde pe loc. Uite, încă sunt acolo. Nu știu ce fac până la urmă, dar... Na, cam ciudată situația. Hai să vedem. Sfecla, o să trească să o scoatem și pe aia. Și dacă n-ați văzut episodul trecut în care am cumpărat, sau nu știu dacă a fost cel trecut... Nu, cel trecut, cred că în episodul trecut am cumpărat motosapa sau nici nu mai știu cum, mai am câteva episoade filmate și nu știu sincer cum le postez. Dar, na. Hai să vedem cu asta dacă pot să golesc acum aici. Da, uite, cu asta pot. Hai să vedem care e treaba. Să ne uităm aici pe tabletă puțin. Da, da, uite că cu asta merge. Deci roaba asta o să o lăs aici pentru vaci. Cealaltă o să o lăs pentru găini și pentru porci. Că asta nu știu, mult mai diferită. A, e și veche, dar na, nu contează că e veche sau nouă. Dar asta are buza mai mare aici jos, sau nu știu cum să vă explic. Și pot să golesc chiar acolo în roaca aia mică. Bun, hai să lăsăm aici. Pe ăsta... Să-l golesc, cred că aici. Dacă pot. Uite, aici așa. Na, am golit. Hai să o scop pe asta afară. Paie. Hai să le mai bag și doi baloți de paie. Iar am să rămân fără și vine și iarna. Le bag 2 sau 1. Vine și iarna, eu nu am paie. Nu am multe. E greu, greu acum la început. Da, i-am răsturnat și pe ăștia. Asta că nu-i problemă. Hai să-l aruncăm acolo jos. Închidem și ușa asta.
dacă vrea. Așa. Hai să luăm de aici. Trească iară, nu știu, să cumpăr iară baloți. Nu știu ce să fac. Vine iarna, eu nu prea am. Ok, a prins becul acolo, dar asta lasă. Hai să fugim și până la găini, să vedem cum stau ele. Găinile au mâncare. Ba, am văzut că am 3 pui. Ia uzi. A, uite unul aici. Am 3 pui. Dar nu știu pe unde sunt ceilalți. A, uite încă unul aici și unul trebuie să fie pe aici pe undeva. Hai să mă duc la jos. A, da. Tractorul la... i-a dat jos cabina, am și vândut-o. Chiar atunci când a dat-o jos, am scos-o aici pe margine, a venit un om cu platforma și a cumpărat. Dacă pot să scot acum tractorul de aici. Hai să vedem. Ușor, ușor. Să-l duc sus. Nu, am să-l duc jos, pentru că mai am puțină treabă cu el. Să vedeți ce treabă. Asta e că încolo nu pot să trec acum că e blocat drumul. Trebuie să iau remorca asta și să duc hrengile alea în sfârșit. Pentru că tot le-am lăsat acolo și nu le-am dus. Dar acum le duc. Nu le mai las acolo. Hai să legăm pe aici. Bun. Trească să le tai puțin. Ia uite că drujba aici am lăsat-o. Vezi motorul. Luăm drujba. Hai să vedem cum... dacă pot să le curăț puțin. Dar nu prea pot. Na, în fine, hai să tai atunci. Le tai mai mici. Uite așa. Na, stai că nu-i bine. Uite asta. Bun, bun. Hai să vedem acum dacă pot să le pun sus. O, un pic, asta văd că e cam grea. Hai. Nu prea pot să o iau. Ia stați să tai de aici. Uite, asta de aici. Așa. Uite că acum am putut. Hai să o aruncăm aici. Bă, e ceva lemnuț aici. Să-l arunc oare? Nici nu știu ce să fac cu el. Dacă să-l arunc sau să-l lăs pentru iarnă. Că... a, nu. Că e foarte... foarte slab lemnul ăsta și... nu are rost pentru un pic cât aici. Hai să vedem. Mai punem și pe asta. Să le duc undeva aici, prin spate, pe la noi. Bun. Bucata asta. Și sigur o să le care cineva de acolo, că n-a, mai sunt oameni amărâți, mai... na, copii din ăștia știți voi. Care nu o duc prea bine. Și sigur o să le ducă de acolo. Îmi văd un pic de lemn, hai să le leg puțin. Uite așa. Bun. Băi, păi cam atâta pe astăzi. Vă mulțumesc că ați fost pe videoclip. Că mă susțineți. Am văzut o susținere foarte mare în ultimul timp. La ultimele videoclipuri. Deci mulțumesc. Ia uite că mai un sac de gunoi aici. Hai să le iau și pe ăsta. Și noi ne vedem la următorul episod. Baftă!